Bună ziua, dragi prieteni din Săgetător! Haideți să vă arăt ce va ieși dumneavoastră pentru martie în aceste cărți. Va ieși prima dată un buchet, care mi-arată că dumneavoastră, dar să știți că a ieșit întors. Arată că între 2 luni și, pardon, între 2 săptămâni și o lună, deci repede, într-o lună, arată că, de exemplu, dacă nu aveți serviciu, găsiți serviciu. Dacă vă gândiți să schimbați cariera, schimbați cariera. Dacă o să găsiți o modalitate să câștigați bani. Da, de exemplu, asta e mai mult pentru cei care nu aveți serviciu. Arată un nou început, poate fi și la afaceri, un nou început în afaceri. Da. Sau ieșiți mai repede la pensie sau, nu știu, o să aveți o schimbare în carieră, mai bine zis, da? Carieră sau, da. După aceea va ieși un vapor. Unde e? Vaporul aici. Aici va ieși drept oricum. Arată că o să aveți o împlinire, în ceea ce vă doriți dumneavoastră. Aici. O să câștigați bani sau o moștenire sau la loto sau un bonus. Sau ceva bani la care nu vă așteptați, dar și, de exemplu, bani la care vă gândiți, dacă vă gândiți o să câștig sau o să am, o să, da, o primiți, totul va fi bine, da? Va ieși un munte, apoi muntele, arată că imediat, asta înseamnă într-o lună, arată o neplăcere care puteți să o evitați, să nu se întâmple. Poate fi un pericol fizic. De exemplu, să aveți grijă pe unde călcați, să nu vă aveți un accident sau să vă rupeți ceva sau să vă zgâriați sau, da? Să fiți foarte atenți ce faceți. Asta s-ar putea în 2 săptămâni, o lună, da? După aceea, va ieși calul. Calul. Aici. Calul este foarte bun, cred. Este în poziția bună, vreau să spun. Arată la fel, în 2 săptămâni, până într-o lună. Nu este bine. De exemplu, poate fi o experiență care o să o aveți foarte bună. De exemplu, vă căsătoriți, o să aveți un serviciu nou, un copil sau divorț, sperietură, concediere. Da? Parcă se întâmplă ceva care vă schimbă viața, vă schimbă modul de a vedea viața, da? Așa arată calul. Sau vă întâlniți cu un actor celebru sau, nu știu, vă mergeți undeva sau, da? Nu înseamnă neapărat ceva rău, poate fi ceva foarte bun, da? Dar poate fi și ceva mesaj rău sau ceva ce vă face nefericiți, dar și ceva foarte bun. Acum depinde, da? Calul este... Va ieși aici floarea. Floarea mai ieși, nu mai știu la cine. Floarea ce înseamnă? Înseamnă că o să aveți o viață, deci asta înseamnă despre viață, cu multă încredere, cu multă...
cu multă dragoste arată, cu cineva care o să fie alături, căruia îi pasă de dumneavoastră, o relație foarte bună, o încredere între femeie și bărbat, dar nu neapărat. Da? Oricum este o relație care vă face viața mai bună, da? Mai bine în viață. După aceea, va ieși soarele și copilul. Despre soare și copil nu v-am spus. Soarele aici și copilului, vedeți? Copilul și soarele. Așa. Bun. Soarele, o să aveți multă fericire în următoarea perioadă. Asta este repede și cam poate fi până în 6 luni. Prosperitate, fericire, înflorire, ceva se schimbă în bine, energie pozitivă, poate faceți un curs nou sau învățați ceva nou sau o afacere nouă sau ceva nou în afaceri, da? Și copilul care înseamnă între 2 săptămâni și o lună o să faceți o călătorie. Călătorie înseamnă copilul. Oricum, este o perioadă bună să mergeți unde vă doriți, chiar dacă nu aveți în plan. Ceva se va întâmpla și veți avea posibilitatea să mergeți undeva. Deci, între 2 săptămâni și o lună, parcă faceți o călătorie, un drum. O să descoperiți ceva nou, ceva frumos. Sau veți vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Da? Descoperiți ceva nou. Da? Parcă veți descoperi ceva nou. Cam asta a fost pentru cei din Săgetător. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.